Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi și una dintre cele mai mari investiții private care au fost realizate în ultima perioadă în județul Hunedoara și pentru acest lucru ne vom muta puțin în municipiul Hunedoara astăzi, acolo unde a fost realizat și inaugurat un complex comercial care oferă, pe lângă multe alte beneficii, și multe locuri de muncă. Este extrem de important în zilele noastre, în mediul în care trăim, să avem parte și de locuri de muncă bine plătite și despre, până la urmă vorbim și despre stabilitatea multor oameni, stabilitate financiară și poate mai puțină grijă a zilei de mâine. Vom discuta astăzi despre mare parte dintre proiectele care se derulează în prezent în municipiul Hunedoara și veți vedea tot astăzi în premieră și câteva dintre proiectele ce urmează a fi implementate aici în municipiul Hunedoara, dar rămâneți alături de noi și veți vedea exact despre ce este vorba. Alături de mine astăzi primarul municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobouțanu. Bună ziua, bine ați revenit! Să rămâi, le mulțumesc pentru invitație. Ca de obicei, cred că timpul este mult prea scurt și asta o spun încă de la începutul emisiunii pentru a putea să discutăm despre tot ceea ce ați făcut, ce faceți și ce vă propuneți pentru viitor, pentru că știu aveți planuri a la lung, așa pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea municipiului pe care îl coordonați de câțiva ani. Pentru început aș vrea să discutăm însă despre cel mai recent eveniment ce a avut loc în municipiul Hunedoara. Iată, vorbim despre deschiderea unui centru comercial și am subliniat puțin mai devreme, un centru comercial care vine și sprijină câteva zeci bune de hunedoreni, poate chiar familii, care iată acum au un nou loc de muncă. De cele mai multe ori am auzit și primarii sunt acuzați că nu atrag investitori, că nu creează locuri de muncă. Iată că ați reușit, prin atragerea acestor investitori, să creați cumva, indirect, și locuri de muncă. Da, este o investiție importantă, dar acele acuzații sunt acuzații gratuite pentru că primarul și aparatul administrativ nu are pârghiile legislative de a atrage investitori. Atragerea acestor investitori se face din alt punct de vedere, altfel, ca să zic așa, prin ceea ce prezinți, prin ceea ce faci în orașul tău. Dacă este un oraș șters, așa cum era Hunedoara cu ani de zile în urmă, un oraș care nu oferă confort urban pentru cetățenii săi, în primul rând, nu o să-ți vină nimeni. Și ani și ani de zile Hunedoara a fost ocolită de aceste investiții. În ceea ce privește acest complex comercial, discuțiile s-au purtat în timpul acestui mandat chiar de la început. Chiar de la începutul mandatului. Dar ați ținut cumva la secret aceste informații, să știți, nu le-ați divulgat până nu ai, acum. Ei doresc discreție. Vreau să vă spun că azi dimineață doi oameni din bordul de conducere al societății comerciale au venit la noi, au venit la primărie, m-au anunțat de ieri, a stabilit ora, pentru că urmează alte investiții făcute tot de dânsii. Și când am auzit despre ce este vorba, o dorință veche a cetățenilor din municipiul Hunedoara, tot ceva în cadrul alimentației publice, evident, o dorință veche de a mea, am căutat de foarte mult timp să aduc acest brand la Hunedoara, nu pot să-i spun numele, spun, pot să mă duc la televiziune și pot să spun despre ce este vorba și mi-a spus din capul locului, nu. Așteptați să semnăm contractul. După ce semnăm contractul, abia putem să facem public. La fel au fost discuțiile de la început. Vă rugăm, nu spuneți despre ce este vorba. Sunt tranzacții între ei și privați privind terenul și evident că prețul s-ar modifica dacă încep să bastoba. Este o economie de piață, acestea sunt regulile. Pe urmă, mă gândeam că poate să răzgândesc. Și am așteptat să vedem proiectul și să emitem autorizația de construcție. După ce am emis autorizația de construcție, am spus, haideți să așteptăm cu comunicarea și să vedem utilajele acolo. După ce am văzut utilajele, ne-am gândit, ok, poate nu mai lucrează. Într-o bună zi se opresc, că cine știe ce scandal ia să întredânși. Nu a fost cazul.
încerc și ușor, ușor a prins contur. Și să transformă această zonă, pentru că dacă până nu de mult vedeam aici doar bălării, acum iată avem un spațiu frumos amenajat, cu foarte multe locuri de parcare. Sunt peste 200 de locuri de parcare amenajate și într-adevăr era o zonă de bălării și ceva clădiri care au fost dezafectate. Spuneam tot timpul, este poarta de intrare în Hunedoara, dinspre reședința de județ, dinspre Deva, și sute de mii de turiști intră anual pe acest bulevar, bulevardul Traian. De aceea am fost foarte încântat de zona aleasă de dânsii și ușor, ușor se mobilează tot ceea ce vedem pe șoseaua de centură, pentru că în imediat apropiere s-a și construit deja un alt magazin important. Cât de curând, cred că în luna aprilie, cu siguranță în luna aprilie, vom inaugura împreună cu investitorul privat KFC-ul de la Hunedoara și de asemenea în locul fostelor fabrici de confecții și tricotaje, care sunt deja demolate, urmează să se construiască un alt complex comercial tot renumit, tot cu branduri renumite. Acest lucru creează odată impozite și taxe din partea lor care sunt plătite primăriei Hunedoara și este important, pentru că dacă tu n-ai nimic acolo, nu vei primi nimic. Ei plătesc sume importante pe teren și pe clădiri. Unul la mână, doi la mână, locurile de muncă. Locurile de muncă sunt importante pentru noi ca administrație și pentru orice administrație din România, din punctul de vedere al IVG-ului. Cu cât ai mai multe locuri de muncă, cu atât reușești să atragi VG-ul. Cum problema noastră ca și oraș este că nu suntem capitală de județ, chiar dacă suntem cel mai mare oraș și cel mai întins din județ, nu avem de concentratele la noi locurile de muncă care le creează guvernul, de fapt, ei bine, atunci trebuie să compensăm cu ceva. Eu i-am felicitat pentru modul în care au lucrat, i-am felicitat pentru rapiditatea cu care au lucrat, pentru faptul că și-au găsit un constructor, vedeți că în privat se poate la stat, n-ai cum, licitație, Doamne ajută să nimerești pe cine trebuie. Și pentru faptul că n-au creat niciun pic de disconfort, sau mă rog, n-au creat mare disconfort, ambuteiaje n-am avut în zonă, n-au avut nevoie să ținem poliția locală pentru dirijarea circulației, au mai fost anumite disensiuni cu cetățenii din zonă, din zona respectivă, dar trebuie să înțelegem, nu se pot crea locuri de muncă, nu se poate crea bunăstare într-un oraș fără un mic disconfort. La final, ieri, toată lumea a fost încântată, nu am auzit comentarii negative din partea populației. Bun, acum, fiind o perioadă de precampanie, comentariile negative vin din partea unor politicieni, exact. Dar nu sunt credibile, pentru că am ce să zică și ei, trebuie să zică ceva, nici măcar să te super, nu și-are rostul, pentru până că la urmă, important sunt este pe lângă subiect de tot. Important este cetățeanul. Da. Cel mai important este dumneavoastră, presa a fost ieri acolo, la inaugurare, și ați văzut felul în care arată magazinele. Ați văzut personalul, am și întrebat de unde sunteți, erau din Hunedoara. Erau foarte încântați, jur de 100. Toți angajații acestui complex comercial erau încântați și de faptul că au, iată, poate un nou loc de muncă sau poate pentru unii primul loc de muncă și erau așa destul de entuziasmați. Absolut, și încă ceva, ieri a fost așa, făcut această inaugurare sau mă rog și azi dimineață cu mai mult fast. Dar să știți public. Că mai sunt și alte investiții private în Hunedoara care au trecut prin primărie, este inevitabil să nu treci prin primărie pentru că îți trebuie documentațiile și pe care nu ne-am dus neapărat să le inaugurăm, dar sunt alte sute de locuri de muncă care au fost create în ultimii ani în Hunedoara cu tot felul de mici fabricuțe, 50 de locuri de muncă, 75 de locuri de muncă. Dacă stai să le aduni doar în perioada aceasta, eu cred că sunt undeva la peste 1000 de locuri de muncă create. Să nu uităm, am avut jobul organizat de către AJOFMLA Hunedoara și doamna director îmi spunea că sunt peste 500 de solicitări din partea angajatorilor. Asta înseamnă progres, înseamnă că suntem pe drumul cel bun, că Hunedoara este pe mâini bune și cred că ne facem datoria pentru ce suntem plătiți de către cetățeni. Până la urmă, acesta este și rolul pe care îl aveți acolo. La orice edil din România, printre sigur. Altele, dacă discutăm despre proiecte care nu sunt deloc puține, cele pe care le-ați gândit, pe care ați și reușit să le implementați, dar și cele viitoare, munca pe care o depuneți împreună cu echipa pe care o aveți nu este una deloc ușoară. Deci din exterior
pare. La un moment dat conveneam cu dumneavoastră de a face o informare cetățenilor, pentru că acesta este rolul emisiunii, asta îmi propun, să le spun despre proiecte și vreau să subliniez ceva, toate aceste proiecte care se implementează Hunedoara au nevoie de forță de muncă, iar forța de muncă nu este adusă neapărat din străinătate sau din alte zone din țară. Sunt foarte mulți hunedoreni care lucrează acolo. Sigur că da, toată lumea spune, nu putem să mai recreăm combinatul siderurgic de la Hunedoara, nu se poate. Lumea deja, Europa în primul rând, și cu Statele Unite merg într-o direcție nouă. Totul devine mai rapid. Vedeți dumneavoastră, în momentul de față, marile industrie energofage încep să fie închise peste tot. Ele nu mai pot fi resuscitate sau menținute. Da, trebuie să vedem vorbim ce trebuie peste să tot, punem în loc. Absolut, vorbim peste tot de emisii de carbon, vorbim peste tot de întreprinderi care să nu aibă poluare. Ușor, ușor, România a apucat-o pe acest drum și această direcție este urmată și de orașul Hunedoara. Se vor crea și alte locuri de muncă, pentru că atâta timp cât putem ajuta instituțional și legal cu acest lucru, noi o facem de ani de zile, nu avem porțile deschise acum pentru un super complex comercial care a fost prezentat de toată lumea. Acest lucru se face din prima zi de mandat. Întotdeauna am avut discuții, chiar astăzi cineva spunea în urma discuțiilor purtate cu bordul de conducere de la societatea respectivă, cred că au fost în ultimul timp 20 de societăți care ne-au vorbit despre lucruri care au vorbit în și dimineață și a pușcat în ghilimele într-un loc. Iată că cineva se ține de cuvânt într-o societate. Se vor mai crea locuri de muncă? Va exista o concurență pe piața forței de muncă? Singura problemă reală este dacă într-adevăr cei care critică nejustificat își chiar doresc să se angajeze. Pentru că eu n-am văzut niciunul care să-și dorească să se angajeze. Sunt foarte mulți care spun uzine și fabrici. Oameni buni, uzinele și fabricile au fost construite de comuniști. Sistemul acesta de integrare nu e. Nu mai a avut și părți rele și părți bune. Noi nu ne mai putem întoarce în timp. Și este clar, azi dimineață au fost sute de oameni la inaugurare. Nu suntem chiar cei mai săraci din județul Hunedoara sau din țară. Să nu uităm acest lucru și să nu uităm că nu facem altceva decât să dorim cât mai multe locuri de muncă bine plătite, tocmai pentru a beneficia de acel plus financiar în primărie. Acel plus financiar va asigura cofinanțarea celorlalte proiecte, unde la rândul lor este nevoie de forță de muncă din Hunedoara. Dacă într-adevăr vor fi și acei oameni interesați să muncească în Hunedoara. Da, am văzut că nu mai știu cine spunea că ar trebui să fie doar fabrici, doar uzine. Omul era bugetar. Adică are două servicii la... Amândouă sunt bugetare, că am urmărit... N-am urmărit-o, dar mi-au spus apropiații. În momentul în care tu devii atât de vocal pe rețele de socializare, dar tu ești bugetar. Adică ai salar la stat într-un loc și mai ai un salar dat la stat. Amândouă sunt la stat. Bine, nu știu cum merge la servici. Ziua are 24 de ore. Probabil că rămân doar cele 8 ore. Din acestea. Dar, bine, nu știu cum merge la servici. Atât am spus, dar are două salarii la stat și plângea după fabrici și uzine. Păi nu poți să plângi după fabrici și uzine, că tu lucrezi la stat, nu cred. Sau vrea să lase joburile la stat să meargă în privat. Nu m-am gândit la asta. Posibil. Vedeți, este și asta o variantă. Haideți să discutăm acum, pentru că așa cum spuneam, timpul trece foarte repede, despre proiectele pe care le aveți în derulare, unele dintre ele finalizate, și aș vrea să ne oprim puțin asupra ceea ce înseamnă zona Gambrinus. O zonă cunoscută, cred că, de toți hunedorenii, și aici mă refer din întreg județul, cred că, pentru că sunt foarte mulți hunedoreni din municipiul Hunedoara care au mai plecat, poate. Unii locuiesc în Dev acum, dar sunt nostalgici. Vedem acum în imagini cum a fost înainte această zonă și cum este acum. Este finalizat acest proiect în totalitate? Mai urmează să fie cuplate LED-urile de lumină sub jardiniere. Noi observam în timp că toți cetățenii care mergeau către piața Obor treceau pe trotuarul de jos, era un trotuar nu foarte lat și am zis, bun, dar de ce nu se folosește partea de sus? Partea de sus era, cum se vede înainte, așa, n-a fost reabilitată, cred că niciodată, și atunci am inclus-o într-un proiect
așa numitul coridor central, unde am amenajat aleea pietonală de pe Sanitas, cea de pe Cora și cea de pe Gambrinus. Aceasta este ultima finalizată ca lucrare. Doar sistemul electric urmează să fie pus în funcțiune. Ați reușit să readuceți cumva la viață și această zonă, pentru că dacă ne uităm în oglindă, în imagini, da, ne dăm seama că seama era... cum arăta cu adevărat așa. Parcă am uitat după ce deși am văzut-o. Deși nu au durat foarte mult lucrările. Nu au durat foarte aici. Mult. Sunt și stelele cetățenilor de onoare. Mihai Leu are o stea acolo, trebuie să... Tot am zis că mergem împreună să-i o prezint, că n-a avut timp să o vadă. Este și stația de biciclete, de încărcare. Este un proiect făinuț. Eu sper că place. Practic, toți cetățenii s-au mutat pe partea de sus în momentul de față, privind circulația pietonală. Partea de jos a fost transformată în pistă de biciclete, se și vede acolo în stânga. Bun, mergem mai departe în Parcul Libertății. Și aici un Parcul proiect... Libertății, da, da, interesant. Un proiect interesant, o să vedem imediat în imagini. Ați reușit să finalizați și aici lucrările? Mai este încă nu sunt finalizate, mai avem să vină, știu, cam 100 metri pătrați de clincher de acela roșu. În rest, inclusiv covorul de iarbă a fost adus, instalații de irigare, sunt instalații de irigare la fiecare peluză. Mai există de lucru la puntea peste Cerna, trebuie să fie instalate grilajele și făcută consolidarea. Am cerut o consolidare suplimentară a punții și atunci s-a mai întârziat un pic, dar mai bine mai târziu decât să fie prost făcut. Și acest proiect a demarat așa cu cântec, dacă pot spune, pentru că au fost unele voci care spuneau cu că copacii. Tăiați da, copacii, da. Că o să distrugeți da, zona. Iată că vedem acum în imagine. Știți cum este? Ansamblul acesta arhitectural este gândit de niște arhitecți, nu este gândit neapărat de noi. Deci, în principiu, într-adevăr, liniile directoare noi le facem, dar ei au spus aici nu putem, asta trebuie să-i scoateți, dar vom planta copaci adecvați pentru zona respectivă și ei au fost plantați, dacă nu greșesc, sper să nu greșesc, 87 de copaci, în jur de 40 au fost translatați, 87 au fost plantați și vor crește și acești copaci. Nu, era ușor să-i ținem, nu trebuiau scoși la o adică dacă chiar vrem să toalentăm în fiecare an și să ne dăm seama de cât sunt de bătrâni și cât erau de uscați. Da, să spun, majoritatea au o vechime considerabilă, păi bineînțeles, sunt plantați, după cel de-al doilea război mondial, să nu uităm, piața aceasta nu avea copaci, era o piață ca și în municipiul Sibiu. Dacă cineva dintre cei care ne urmăresc poate să-mi arate o singură fotografie din piața centrală din Sibiu cu copaci, eu mă înclin, nu mai zic nimic. Aceasta era piața și la anii 1900-1910 nu existau copaci decât 2-3 pe malul Cernii și în partea cealaltă spre clădiri. Noi practic acum am dublat numărul de copaci plantați. Cișmele de apă, bănci, deci coșuri de gunoi. Eu cred că s-a schimbat zona radical. Și sper că acei faimoși constructori care lucrează, avem și o fântână arteziană din Pardoseală. Aici sunt probele, da? Se fac probele. Da. Sper că acei faimoși constructori care lucrează pe pietonalul din fața primăriei și de lângă parc să înțeleagă că trebuie să se apuce și de lucru, că o cam lălăie, da? Astea sunt licitațiile în România, spre deosebire de privați. Noi nu putem să luăm o firmă care dorim noi, s-ar interpreta ca o încălcare a legii și atunci trebuie să vezi ce-ți dă licitația. Ați luat acea firmă după anumite criterii stabilite, nu este corupție, legal, exact. De aceea sunt întârzieri în toată țara, da? La dumneavoastră undeva nu sunt întârzieri, astea sunt firmele, undeva să mă ierte administratorii societăților, dar vă spun... Nu vorbim doar despre întârzieri, ci și despre 10, proiecte neîncepute, așa că... Dintr-un total de 10 firme... Dacă sunt maxim două bune, maxim, dar cred că greșesc una. Da. Asta e viața, mergem mai departe. Ce vă doriți de la acest parc al Libertății? Zona aceasta va arăta cel mai frumos din tot orașul. Știu că multă lume spune că lucrarea pe care am făcut-o pe Bulevardul Corvin este cea mai de senzație. Alții spun că Bulevardul Corvin a fost întrecut, de fapt, de zona pietonală Sanitas. Dar de curând, într-o seară, văzând... Am fost să văd și eu ce s-a mai lucrat peste zi și niște
Tineri mi-au spus, domnule primar, noi credem că această zonă va fi peste celelalte care le-ați făcut, inclusiv zona de la scări, care place atât de mult, mai ales de când a fost și iluminată cu LED-urile. Eu așa cred, zona aceasta va fi perla coroanei. Frumos spus. Și anul acesta trebuie să fie finalizată. Deci, practic, asta este dorința noastră, să finalizăm întreaga zonă. Parcul este aproape finalizat, urmează să finalizăm pietonala din fața primăriei și să mergem către Castelul Corvinilor. Și iată, avem acum în imagini, ați adus o îmbunătățire și din punct de vedere vizual pentru trecători și turiștii, care sunt în număr tot mai mare aici la Hunedoara. Ați plantat magnolii în oraș. De ce numai Timișoara, de ce nu și Hunedoara? Și chiar le spuneam, aș vrea să fim numiți orașul cu magnolii, orașul magnolilor. Cred că sunt în jur de 100 sau peste 100 de copaci care au fost plantați și vom continua cu plantările. Avem cea mai mare suprafață de zonă verde pe cap de locuitor din întreg județul. Noi suntem peste norma europeană cu 2 metri pătrați, deci norma europeană cred că este la 24 și noi suntem la 26, ceva de genul acesta. Și dorim foarte mult. Și încă mai numărăm. Da, vor urma cât de curând alți câtva zeci de puieți. Deci e o campanie pe care am gândit-o anul trecut în toamnă. Deja achizițiile sunt pe punctul de a fi finalizate. Am început cu magnolile și vom merge mai departe cu plantarea de copaci. Deci asta este o dorință administrației locale, de a planta cât mai mult. Are o semnificație aparte magnolia pentru dumneavoastră? Sau? Sunt niște copaci, niște flori deosebite și da, într-adevăr mi s-a sugerat, dacă după ce am văzut și fotografiile, mi s-a sugerat să plantăm așa ceva și eu zic că va fi frumos. Cu siguranță. Trecem de la zona verde și de la tot ceea ce înseamnă, iată, cum avem deja în imagini, mulțumesc colegilor mei din regie, avem grădinița cu program normal numărul 5, da? Este grădinița din Micro 6. Această grădiniță nu a fost niciodată reabilitată de la construcția ei de prin anii 70. Mulți spuneau să o închid, este zonă mai rău funcționa. Famată, dar dacă dați prea repede, deja ați intrat la alte imagini și nu o să pot să povestesc. Deci cred că ar trebui regia să revină puțin și să se oprească pe una dintre fotografii, dacă se poate. Haideți, asta este alta, exact. Aici, dar puțin mai în spate. Așa nu ne dăm seama. A funcționat în ultimii ani această grădiniță cu programul? Această grădiniță a funcționat. Dar în condiții mai în spate să se vadă clădirea. A funcționat în cartierul Micro 6, așa cum spuneam, da, aceasta, și am reabilitat-o de la zero. Deci, când vorbesc de la zero, înseamnă fundație rămasă și zidurile în picioare, pentru că în rest acoperiș, tâmplărie de geam, tot ce înseamnă finisaje interioare, perimetralul, trotuarele respective, zona verde, locuri de joacă pentru copii, totul este făcut de noi. Și am observat că părinții din cartierul respectiv sunt foarte încântați. Știți că noi câteodată mai avem vracile din acelea vechi, noi ca români, noi ca oameni. Știți, acolo n-ar trebui să facem, că n-ar cetățeni care știu eu de o anumită etnie, la mine nu există așa ceva, le-am spus să scoată din vocabular, că mă enervează la culme când îi aud cu explicațiile acestea. Și este o grădiniță modernă. Pur și simplu o grădiniță din Europa, așa cum trebuie să arate, inclusiv cu culorile respective, cât de curând va fi reabilitată zona verde, locul de joacă pentru copii. Să vedem și imaginile în continuare, vă rog, colegii din regie, să vedem mai departe. Ea mulțumim celor din regie. Va fi funcțională începând în toamna aceasta, anul școlar viitor. Da. Uh-huh. Și o parcare va fi amenajată aici? O parcare amenajată, sigur. Sunteți destul de des pe teren, cum se spune, să verificați lucrurile. Semnez situațiile de lucru și nu le semnez chiar confortabil dacă nu văd ce au lucrat. Nu le semnați ca primarul, nu? Pe semnătura mea și pe libertatea mea prefer să le verific. Aici este o grădiniță de această dată din centrul orașului, din Piața Florilor. Și aceasta a beneficiat de o schimbare radicală. Vedeți și locurile de joacă pentru copii. De tartan urmează să instalăm și acolo mobilier pentru copii, locuri, tot felul de
aparate pentru distracția lor. Eu zic că a ieșit frumos. Ar trebui să fie finalizat, mai avem o problemă cu achiziția de dotări din interior. Am ținut foarte mult să fie dotări noi și vedeți că licitațiile nu merg așa simplu. Proiect și pentru dotarea lor. Da, există și dotări. Băile sunt frumoase, sanitar, întreținute, culori deschise, cum am cerut, culori vii. V-ați ocupat și de culori. Da, alegem culorile, noi le alegem culorile, da. Sunt culori vii, culori pe care le-ați ales, deci vă implicați așa, da, știți de la ușor, cap la coadă. De pe internet obții orice informație și nu mă le arăți. Uitați cum aș vrea să arate. Bine, mai sunt constructori care fac fițe și încep să spun asta, ai mister, că nu se poate, că trebuie să o aduc de nu știu unde și trebuie să fac nu știu ce. Și ce faceți, de nu știu în situațiile astea? Așteptăm să aducă, la... nu renunț niciodată. Nu. Idee? Nu, pentru că odată ce l-ai făcut, e lucru bine făcut, știți? Era povestea românească cu colierul rusesc. Colierul rusesc era o sârmă și strângeai un furtun și ziceai, lasă până îmi cumpăr de la magazin, îmi iau un colier de la șmecher. Nu, așa rămânea. Și am zis, nu, hai să facem cum trebuie. Mă rog, rusesc, nu-i zic românesc. La un moment dat în zona respectivă. Exact, toți pe acolo eram. Da. Acum... Și aici este Creșa Nouă. Suntem 16 pe punctul de a ne apropia de finisajele interioare. Este o creșă nouă pentru 60 de copilași. Este prima lucrare de acest gen din Hunedoara, nou-nouță. O investiție extraordinar de frumoasă. Deci îmi place în mod deosebit cum au gândit proiectul. Terasă, zonă verde, geamurile acelea ca hublorile de la vapor. O să vedeți culorile, că și aici ne-am certat cu doamna arhitect, îmi cer scuze, am fost mai vocal, dar până la urmă știți cum se spune, casa noastră, regulile noastre. Și am spus, vreau culori vii. Aici eram împreună cu constructorul la... Pare un spațiu destul de generos. Da, cu interior, uitați locul acela în interior, un fel de open space pe unde intri, ieși, unde se mai joacă copiii. Va fi totul branduit. Mergem mai departe, școala 4 și școala liceul 4, Constantin Bursan. Nu, este vorba despre urmează 3 ani la Lescu, care are 3 corpuri de clădiri, am reabilitat 2 dintre ele, curtea școlii, inclusiv curtea școlii, lucruri care nu se prea fac, știți că de regulă se reabilitează, nu se cuprinse, noi am cuprins și aici. Un teren sintetic, mai există un teren sintetic făcut tot de noi în curtea școlii, iar acum a treia clădire care găzduiește liceul va fi reabilitată și pe alt proiect de această dată. Și eu când vorbesc, numai dacă dă repede n-o să pot să țin pasul cu deci regia, trebuie să se oprească. Înapoi. Mai în spate da. Puțin. Deci curtea liceul Traian Lalescu va fi și el reabilitat. Eu când vorbesc, nu vorbesc de proiect care urmează ca idee, vorbesc de finanțare și deja acestea sunt proiecte finanțate. Deci, practic, noi am gândit deja etapa următoare, fără a mai ține cont că vin alegerile, că ce se întâmplă, am spus nu, trebuie să mergem mai departe cu proiectele, să le gândim, să le depunem, să obținem contractele de finanțare. Nu este normal ca viața să se oprească în loc, pentru că ai alegeri, nu are nicio legătură una cu alta, da. Deși unii așa consideră că... Păi da, dar nu știu dacă dumneavoastră ca cetățeni vă convine acest fapt să ne vedeți toată ziua cum ne bălăcărim ca să ne aleagă cetățeanul și să nu mai facem nimic. Nu e ok. Liceul Traian Constantin Bursan, cred că iar este o clădire emblematică a Hunedoarei și cu un atelier de practică în față, aici se dezvoltă foarte mult învățământul dual, cel din stânga, da. Imagine. Deci aici chiar a fost o schimbare radicală. Vă rog să mă credeți, în momentul în care era dat jos acoperișul, scoase toate geamurile vechi, curățați toți pereții, am crezut că se și dărâmă clădirea. Stătea așa din inerție în picioare. Tot, interioare, absolut tot a fost schimbat, inclusiv în curtea școlii vom avea un teren de fotbal sintetic cu nocturnă, vom avea și balon deasupra să se transforme în sală de sport pe timpul iernii. Da, acesta este Constantin Bursan. Aceste proiecte despre care deja am ajuns la altă investiție.
Sunt foarte multe. Eu sunt încântat că cetățenii le pot viziona și prin intermediul emisiunii dumneavoastră. Școala Generală numărul 6, inclusiv teren, inclusiv curtea școlii, tot așa, schimbat acoperiș, interioarele, toalete. Să știți că multe dintre școlile din Hunedoara nu aveau toalete la etajul superior. Și am spart, am modificat, am făcut toalete. Da, nu vă vine să credeți. 50 de ani au fost toalete decât la etajul 1 era. Trebuia să cobor de la etajul 3 sau 2 și să vii la etajul 1. Toalete pentru persoane cu dizabilități, absolut tot, normele europene. Iată, vedem cum arăta... Așa arăta Constantin Bursan înainte. Bine, schimbarea e... radicală. Nici nu se compara. Așa arăta școala 6 înainte. Curte neamenajată. Școala... Traian Alescu, școala 4, ce... Da. Unde era și unde e și terenul acum. Uitați-vă cum arătau toaletele, da, grupurile sanitare. Dintr-un alt secol, deși dacă ne-am duce în unele zone rurale din județul Hunedoara sau din țară, am spune cei de acolo că e un lux ce vedem acum. Atunci când vorbim despre școală, automat vorbim și despre cabinete. Pentru că cabinete medicale mă refer aici și sunt destul de multe școli care nu mai beneficiază de serviciile unor medici în unitățile de învățământ. La Hunedoara ați luat așa taurul de coarne și în ceea ce privește amenajarea acestor cabinete și implicit cred că avem și medici aici, asistente care să se ocupe de sănătatea micuților atât timp cât ei se află la cursuri. Iată, avem acum... Am trecut la alt proiect, ne-a luat înainte iarăși regia, dacă vorbim despre cabinete trebuie să dăm înapoi sau să revenim dacă sunt fotografiile cu cabinetele, pentru că aici în este vorba de alt proiect. Cred că vor fi toate. Și atunci haideți să vorbim. Ceea ce ne prezintă din regie este fosta școală generală numărul 10, închisă în anul 2010, a fost devastată, numai foc nu i-au dat... Unii nu cetățeni, certați cu legea, nu mai funcționa, mai încercam, mai puneam câte un OSB, un geam să nu spargă chiar toate geamurile și am spus, haide să găsim o modalitate să o, să o reparăm, să o modernizăm și să o transformăm în ceva. Era păcat totuși să dărâmăm clădirea și am transformat-o într-un centru pentru activități sociale, activități didactice, o zonă destinată organizațiilor non-guvernamentale. Da, dacă... Haideți să vedem în continuare imaginea. Așa arată în momentul de față. Este total schimbată. Uitați-vă interioarele de la ceea ce vedeați bun. Nu putea să intrați că ce era acolo șerpăraie. Și în momentul de față, toată instalația de încălzire nouă, parchet, pereții, toată de încuiala dată jos până la cărămidă, modernizată din temelii. Cu majoritatea școlilor... Absolut, și acoperișul. Ne-am urcat și pe acoperiș pentru că s-a turnat vilasul și știți că mai sunt probleme câteodată și am vrut să mă asigur eu cu ochii mei că semnez ceea ce s-a lucrat. Aici avem cabinetele școlare, deci fiecare școală care avea în dotare cabinet a fost modernizat. Cabinetul aduse, sunt scaune stomatologice, sunt tot felul de alte dotări. Cum este și firesc să fie în 2024 până la urmă. Și ceea ce urma ca și fotografie... Da. Haideți să dăm mai departe și fotografiile. Este un teren sintetic construit tot aici unde ați arătat fotografia, iar aceasta este fosta școală generală numărul 11, așa avea denumirea. Ei, și aceasta va urma să fie modernizată absolut toată școala și curtea școlii. Acum am dotat-o cu acest teren, nu avea unde să facă sport. Cabinetul de stomatologie, am avut discuții și cu medicii stomatologi, le-am spus că intenția este să văd fișe la fiecare copil, vreau să știu fiecare copil cum stă cu dantura pentru prevenție, pentru că dacă nu începi cu copiii de mici să le explici despre ce este vorba, se poate întâmpla ce pățim noi ca adulți. Exact. Da, o clasă pentru un fel de clasă de sport, pentru activități fizice a fost... reabilitată. Aveți și săli pentru after school? Fotografia asta, da. Deci acestea sunt table interactive, deci vă dați seama
la ce nivel s-a ajuns, nu mai vii cu tabla cea veche, cu creta și buretele, lus cu apă și pur și simplu digitalizare. Asta înseamnă digitalizare. Iar tabla este ca un, ca un televizor smart. Deci din telecomandă te duci pe Google, te duci pe YouTube, te duci pe toate aplicațiile. În același timp ieși din aplicații, începi și scrii, ștergi. Trebuie e să foarte, ne actualizăm fain. Și da, noi. Da, așa arată sala de clasă care a fost modernizată. Deci sunt tot felul de proiecte și proiectele cu care am intervenit. N-a reușit toată clădirea, a spus, pentru ce să dau bani? Pentru 3 săli de clasă. Facem proiect pentru 3 săli de clasă. Facem proiect pentru o sală. Domn primar, e cam multă muncă pentru sală. Faceți pentru sală, că-s banii altora, de ce să nu-i folosim? Banii altora care, iată, se reflectă până la urmă în comunitate. Absolut. Și în, chiar și în educația copiilor până la urmă, pentru că contează pentru fiecare. Toaletele. Da, iată, sunt moderne și ați ales și pentru faianță, pentru pardoseală. Constructorii niște... sunt disperați. Iată, și pentru persoane cu dizabilități. Am învățat să trimită fotografii tot timpul când alea. Am spus, mai cumpărați înainte gresie, faianță după capul vostru, mai bine trimiteți-ne poze, aduceți mostra ca să o vedem. Nu s-a întâmplat de multe ori în care au schimbat, asta nu-i problema mea. Am mai spus-o, cum se zice, casa noastră, regulile noastre. Nu sunt regulile lor. Doi plătim, noi suntem beneficiarii, noi cetățenii din Hunedoara, nu constructorii. Corect. O să continuăm seria proiectelor, însă înainte aș vrea să citesc câteva dintre mesajele pe care le-au postat cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook. Felicitări, domnule primar. Iar din partea unui domn vine următorul mesaj. Vă rugăm să ne spuneți străzile din Peștișul Mare, strada mică și strada spre Pasarele, pe unde circulă acum tirurile care nu mai au voie pe podul spre bază a 6, când ne scoateți din noroi, canalizarea când va funcționa? Vă mulțumim și așteptăm cu speranță, spune domnul Florea Ilie, presupun că din Peștișul Mare. Așa, un răspuns. Tot ce ține de canalizare și apă este gestionat de către Societatea Comercială Apa Prod. În Peștișul Mare atât apa și canalizarea este finalizată. Dacă vreo casă nu a fost prinsă, este pentru că soluția tehnică nu a putut fi implementată, este posibil să fie construită mai jos de nivelul canalizării și mizeria nu urcă la deal. Și acolo trebuie analizată fiecare casă cu o altă soluție de pompare. Și există discuțiile acestea, le-am purtat la Consiliul Județean, cetățenii știu acest lucru. De asemenea, în Peștișul Mare vor continua lucrările de asfaltare, deja avem, suntem în licitație, nu s-a înscris nimeni la prima licitație, nu s-a înscris nimeni la a doua licitație, calibrăm prețurile, trecem prin Consiliul Local, reluăm licitațiile. Ambiția noastră este ca în timpul cel mai scurt să finalizăm tot Peștișul Mare. El este asfaltat în proporție mare, dar are dreptate, sunt anumite străzi unde nu am intrat, străzi secundare. Prima dată cred că vom începe cu acea stradă de la Petrom, prin spate pe la Petrom, care să meargă către biserică. Aceasta este intenția, este o stradă de pământ și trebuie să începem cu ea prima dată. Dar deci există, nu am uitat, știu problemele, și pentru absolut, chiar dacă era o cutumă în primărie să te ocupi doar de oraș și eu nu am făcut acest lucru, dumneavoastră ca cetățean din Peștișul Mare știți, căminul cultural, ați văzut, introducerea apei, introducerea canalizării, terenul de sport din spatele școlii, totodată locul de joacă pentru copii, asfaltările care s-au făcut de la asfaltări nouțe, nu ne-am bătut joc să turnăm un strat de asfalt, nu, asfaltări cu tot stratul suport, cu borduri și așa mai departe și vom continua Peștișul Mare. Și din celelalte sate aparținătoare, nu doar Peștișul Mare, toate satele aparținătoare sunt incluse în programele noastre. Ceea ce este și firesc până la urmă să se întâmple. Noi continuăm seria proiectelor. Mulțumim celor care ne scrieți. Sunt multe mesaje de felicitări. Nu o să le citesc chiar pe toate acum. Wow, cum arată? Ajungem la locuințe pentru tineri, domnule primar. Și ar trebui să treceți acolo pe burtieră proiecte finanțate. Mulți, am auzit și eu contracandidați care spun... Că voi avea proiectul ăsta, nu veți avea idei. Idei de proiecte este proiectul una, proiect final. Proiectul atunci când proiect, ai da, și când finanțare. Când ai PT, când ai DALI, când ai finanțare. Este vorba de 4 blocuri pentru tineri care se vor construi
în curtea școlii sau foste școli generale numărul 10 pe care am prezentat-o înainte și care am spus că am modernizat-o pentru servicii sociale și educative. Ei bine, un bloc va avea 6 apartamente. Vă dați seama, este ceva spectaculos. Bloc alimentat cu energie verde, panouri solare. Mulți tineri își vor dori să locuiască în aceste blocuri și dacă mă întrebați este finanțat, ați obținut finanțare? Sigur că da, deja se lucrează la proiectare și execuție. Deci proiectare primată, se finalizează proiectul și va fi executat. Câștigătorul licitației este o societate, de data aceasta avem noroc, o societate care lucrează foarte bine, știu că n-am voie să vorbesc despre numele societăților comerciale, dar i-asigur pe hunedoreni că această societate este una de top. Va fi ceva deosebit să locuiești în aceste blocuri. Cu siguranță ne vor spune pentru cei, tineri, care, pentru exact cei care vor locui în aceste blocuri. Mergem mai, mergem mai departe cu un alt obiectiv care era o ruină ieri, astăzi încet încet se transformă în Muzeul Fierului. A, da, da. O altă investiție de suflet. Această clădire, sediul Băncii Agricole, la 1930, dacă nu greșesc, stătea să se prăbușească, a fost Rail Hunedoara, la un moment dat era folosită de primărie, locul unde se întâlneau cei cu venitul minim garantat și făceau pontajul. Când am intrat într-o zi în clădire, în primele luni, de când eram în primul mandat de primar, m-am speriat ce era acolo. Pe urmă, cumva n-am știut de unde se iau banii. Prezenta interes, dar nu știam cum să o finanțăm. Au apărut aceste finanțări care leagă un proiect de celălalt și am legat Parcul Libertății de Muzeul Fierului, am înglobat amândouă obiective într-un singur proiect legat de acea punte, pentru că hunedorenii nu înțeleg de ce s-a făcut puntea. Puntea peste cerna aceea de metal, podul îndrăgostiților, cum o să-i zicem noi, pentru că asta este ideea de a agăța acele lacăte, așa am gândit... Renumite deja în foarte multe... Am văzut un video, un scurt video, o străinătate, cu un asemenea pod, exact cum a fost montat al nostru. Doar că erau montate și grilajele și le-am zis, stop, ia, vă plac grilajele. În primar, prea multe vergele de alea, prea multe brizbițuri. Păi uitați-vă aici, putem să... Tineri, pentru tineri trebuie să faci totul, nu pentru tine, exact. Deci primar, pentru tineri. Să meargă pe acest pod al îndrăgostiților, cum este și la Sibiu, și să-și agațe lacătul fericirii, da? Să-l închidă. Și am schimbat soluția și acolo, cu zăbrele, cu toate celelalte. Deci filmulețul l-am trimis de m-am săturat eu până m-am asigurat că au înțeles ce trebuie. Și așa am ajuns la proiectul cu clădirea Muzeului Fierului. Hunedoara, a existat acest Muzeu al Fierului, l-a combinat odată cu privatizarea, nu știu ce au făcut oamenii aia, de-au pierdut exponatele. Pe urmă, combinatul le-a preluat și unele dintre ele am aflat cu surprindere că au fost și date la fier vechi. I-am rugat pe cei care sunt acum la conducere, eu vorbesc de perioadele de dinainte, să reușească să identifice. Să le identifice și să ni le țină și să ne ajute în momentul în care vom finaliza clădirea. Ei bine, la clădirea aceasta iarăși am avut parte de un constructor foarte bun, chiar dacă se vede în poză tinerețea lui, să știți că știe ce are de făcut. Mi-a explicat atât de frumos îmi vorbea și cu atâta pasiune, este tânărul de lângă, nu cred că este interzis să spun cine, mă rog, ca figură, nu-i spun numele, uitați-vă numai ce a putut să facă. Există fotografii cu siguranță cum arăta înainte, erau șobolani. Șobolan cât pisicul de mare. Tot au dat jos. Gândiți-vă, fundația respectivă se sprijinea pur și simplu într-un fel de lut. Nu era fundație de beton, cum se face acum. Au trebuit, decopertează, au dat jos acoperișul, tot ce însemna greutate, au ridicat clădirea cât s-a putut ridica pe cricuri, după care s-a turnat sub zidire. Eu sper să nu spun vreo bulgărie acum cum se face și să râdă cineva de mine, dar așa m-a explicat și așa exact, am înțeles eu. Înțelesul tuturor, că nu toți am intrat cu el să mi-arate, am urcat pe scara aceea și la etaj ca să văd ce a lucrat și de acolo și mai sus am urcat pe o scară de... îți venea să nu te urci, da, mă rog. Și îmi povestea că s-a băgat la cricuri, de practic undeva sub clădire și le-a dat drumul, toți muncitorii erau la 200 de metri în spate, toată lumea aștepta să vadă ce se va întâmpla, s-a auzit o bubuitură cum s-a fixat,
pur și simplu s-a trepidat pământul și a zis, am reușit. Ce am reușit? A salvat clădirea. Este ceva senzațional. Dar nu e doar clădirea. Dacă regia ar putea să dea poza înapoi, n-o să se va... unde urcăm pe scară? Cred că următoarea fotografie. E, aici, dacă vedeți, este intrarea din spate și aici este o curte, cred că are undeva la 1000 de metri pătrați. Aici se va construi o altă clădire, mai de dimensiuni mai mici, curtea toată pavată, cu an de zid fiamat, și în mijlocul curții emblema Hunedoarei, că am ținut foarte mult să face și emblema Hunedoarei. Și l-am întrebat pe tânărul inginer, mi se spune și mie, proiectul cum e, că tot timpul constructorii se bat cu proiectanții, să plâng. Și a zis, domnule primar, jos pălăria. Ăsta este adevărul. Deci trebuie să felicit proiectanții pentru lucrarea de aici. Deci ei lucrează cu mare bucurie, da, să spunem, da, pentru aceste proiecte. Mergem mai departe, că timpul cred că aproape a și trecut, dar asta este... Albia râului Cerna nu aveți. Nu avem. Că de aici plec pe Albia râului Cerna, că vreau să... vreo 7 emisiuni, domnule, da, primar, ca să cuprindem. Dacă vreți să-i trimit haideți să vedem în regie pozele sau nu, povestim data viitoare. Nu mai avem timp, din păcate. Haideți să vedem și cum va arăta Hala Obor, pentru că am mai avut emisiuni discutat și oamenii au solicitat, Întotdeauna am spus, pentru Hunedorean, piața Obor este Meca și Medina. Și este micul mall, locul de întâlnire. Dimineața autobuzele sunt pline de la prima oră, toată lumea se dă jos la piața Obor, dacă nu merge la școală cu autobuzul. Așa și arăta? Am făcut un proiect, da, așa va arăta, este Alu Cobron, ce vedeți, așa va fi împachetată. Litera H, și am vrut să simbolizeze, mă rog, să mai lucreze, să mai stilizeze un pic, cred că acolo unde sunt geamurile, va avea un etaj, acum nu are niciun etaj, și trebuie calibrat, m-am fost nemulțumit, așa arată interiorul, cu o cupolă mare de sticlă, am cerut să fie totul făcut după sistemul acesta modern, cum sunt supermarketurile. Pe undeva mi s-a părut cam scump din proiectare, am spus vreau să mai lucrez un pic, că ne-ai cam umflat prețurile acolo și banii îți vei lua după ce o vei aduce la calibru care trebuie să fie. Omul a înțeles, mă rog, firma de proiectare a înțeles. Când vor începe lucrările aici? Prima dată să ne predea proiectul, să votăm indicatorii. Uh-huh. Deci cred că ieri parcă am avut o discuție, în 2 săptămâni de zile trebuie să fie finalizat, să fie predat. După ce este predat, este verificat de noi, este introdus în Consiliul Local, votat de Consiliul Local, sau nu, poate că unii consilieri vor să se opună la un asemenea proiect pentru Hunedoreni. Da. Nu e o problemă că cetățenii Hunedoara au votat bine și avem majoritate în Consiliu, nu sunt probleme. Clar, va trece proiectul. Exact. Și urmează să scoatem la licitație execuția. Iată, avem acum în imagini, în premieră, pe care le difuzăm, mulțumită echipei dumneavoastră din primăria municipiului Hunedoara. Parcul central din Hunedoara este așa numit parc unde pensionarii se întâlnesc pentru a juca șah, table, remi. Așa vrem să-l facem. Aceasta este randarea pentru proiect. Este finanțabil pe fonduri europene. Deci documentațiile sunt făcute. Deci nu vorbim despre idei, despre poze, vise, vorbim despre lucruri care să vă realiza. Așa va arăta cu fântâni arteziene. Ele nu vor funcționa decât când intri în interiorul lor, dintr-o dată te înconjoară cu apă și e ceva foarte special. Și e nevoie, pentru că se află în proximitatea bulevardului Corvin, nu? Pietonalei Corvin. Da, arată într-un mod deosebit. Parcă te duci așa cu gândul în filmele acele americane în care vedem oamenii așezați la picnic pe iarbă, toată lumea relaxată. Cam pe acolo ne duce gândul când vedem aceste imagini, cum va arăta parcul central. Haideți să vedem tot în premieră cum va arăta și parcul Corvinul, da? Aici suntem la capitolul SF, din punctul meu de vedere, cam pe acolo ajungem, ne încadrăm. Nu este SF, am depășit SF, dacă v-ați referit la studiul de fezabilitate, l-am depășit. Deja începem proiectarea tehnică, studiile geo vor începe de luni, sper să ajungă, muncitorii să facă studiile geo. Vom avea un luciu de apă, luciul acesta de apă nu foarte adânc,
unde copiii se pot juca cu acele bărcuțe teleghidate. Vom avea și alei pentru alergat, o filigorie interesantă. Ești obligat pe aceste proiecte, spații de joacă, ești obligat pe aceste proiecte să lași foarte mult zona verde, nu ai voie să faci construcții decât maxim 10% din suprafața parcului, dar tot așa, în premieră, parcul va fi legat de zona scărilor de la izvor și de zona scărilor de la poliție. Ce se întâmplă? La ieșirea din parc, traversând strada Turnătorului, prin spatele blocurilor către izvorul de la liceul, de la școala generală 3, unedoreni pot să-și imagineze cam pe unde vine, va fi făcut o alee pietonală pe sub coasta dealului care se va lega de scările de la poliție, mai departe o alee pietonală care va înconjura tot dealul unde este liceul 2, la baza liceului 2, și va ieși în varianta bulevardului 1148. E ceva senzațional ce au gândit arhitecții. Am contribuit și noi cu minimul de idei, cum am gândit noi că trebuie să arate, pentru că noi știm cam pe unde se plimbă lumea și zic, uite, cam așa ar vrea să arate. Mai departe au venit deși cu ideile. Ar arată spectaculos. Da, e spectaculos, imagine. Eu așa zic. Nu știu dacă în județul Hunedoara mai găsim cu siguranță se gândește și alții să facă, că domnul e mare lucru. Ideea este să-ți dorești. Și să mai și muncești pentru asta, că dacă îți dorești, te-apuși și de muncă. Corect. În finalul emisiunii trebuie să discutăm. Finalul? Păi, finalul a fost acum 5 minute, domnule primar, da. A, da? Am mai depășit puțin, pentru că sunt foarte multe de discutat. În seara aceasta avem meci, săptămâna viitoare meci. Va fi Corvinul... Da. Corvinul, top, peste tot. Corvinul peste tot. În Hunedoara, numele Corvinul este peste tot. Bulevardul Corvin, Centrul Cultural Corviniana, Castelul Corvinilor, echipa Corvinul Hunedoara. Da, în seara aceasta este primul meci în play-off. Play-off înseamnă primele 6 echipe care vor juca între ele din Liga a secundă. Avem plăcerea și totodată încântarea să fim și noi în primele 6 echipe. Vom avea primul meci la Hunedoara cu Gloria Buzău, o echipă care este pretendentă și cu șanse destul de mari de a promova în Liga 1, pentru care drept de promovare. Este primul meci dintr-un campionat în nocturnă la Hunedoara. S-a mai jucat odată în nocturnă, dar în Cupa României, atunci cu FCSB, în urmă cu 3 ani parcă. Și de ce nocturnă? Marți urmează meciul de sferturi de finală pentru accederea în semifinale Cupei României cu CFR Cluj. Și atunci, dacă am închiria nocturna pentru acel meci, am spus, haide să jucăm și un meci de campionat, să se obișnuiască fotbaliștii cu nocturna. Sper ca să fie lume multă și în seara aceasta, chiar dacă poate pentru unii nu suscită atât de mult interes, de la ora 19. E adevărat că este și televizat pe Digi. Atmosfera nu e aceeași. Dar atmosfera, să vezi un meci în nocturnă, este foarte frumos. E ceva deosebit. Îi așteptăm în această seară și evident în număr cât mai mare îi așteptăm marți. Marți seară de la ora 19:30 vrem să umple stadionul la Hunedoara. Nu uitați, este un proiect al comunității locale, nu doar un simplu club de fotbal, nu doar echipă de fotbal, nu doar un moft al cuiva. Este proiectul numit un oraș, o echipă, o comunitate. Este echipa comunității plătită din banii dumneavoastră și este foarte importantă această susținere pe care o puteți da atât în seara aceasta de la ora 19 cu Gloria Buzău, dar mai ales trebuie să o recunoaștem, marți seara de la 19:30 cu CFR Cluj. Cine va câștiga acel meci, este un singur meci, va juca în semifinale Cupei României. Am fost întrebat de multe ori cei cu dreptul de promovare al Corvinului. Din sezonul următor vom avea o nouă asociație. Am rezolvat toate actele, am trecut de judecătorie, am trecut de Ministerul de Finanțe, am discutat cu Federația Română de Fotbal, urmează să fie validate drept continuatorul actualului club pentru a păstra locul în Liga 2, pentru că este o mare problemă
este o asociație nouă și ai putea să te trezești în Liga 5-a, dar din punct de vedere legal suntem pregătiți cu toate actele, însă dacă, ipotetic vorbind, și de ce nu, ne dorim cu toții, Corvinul Hunedoara ar câștiga Cupa României, chiar dacă este club de drept public, poate reprezenta România în Europa League. Deci ar putea juca în Europa League. Este o anomalie a legii sportului, ar trebui modificată de parlamentari, dacă tot discutăm despre ce ar trebui să facă parlamentarii, să modifice legea sportului și să recunoască și cluburile de drept public ca și cluburile de drept privat, participante, posibil participante în Liga 1. Așadar, hai Corvinul, mergeți, stimați telespectatori, după ce se încheie emisiunile noastre, bineînțeles, fugiți la Hunedoara la meci. Pentru mai că aveți, sunt două ore? Da, să zic că e timp să ajungă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mult succes cu toate proiectele pe care le aveți și vă mai așteptăm, pentru că și astăzi am mai fi avut să vă arătăm, doamnelor, domnilor, imagini de la Hunedoara cu multe dintre proiecte, dar nu mai avem timp. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!